Să știți că una din minunile lumii când e elucidată este și aceasta. Câți bani are părinte Calistra? Părinte Calistra nu are bani, că n-ar ce face cu ei. Nevastă mea e pe liber, nu există, copiii sunt pe liber, nu există, deci banii se duc în caseria mănăstirii sau în vreo investiție. O carte de rugăciune, o icoană, un veșmânt, un mic ajutor poate cuiva, dar eu n-am nevoie de bani, că n-am ce să fac cu ei. Deci mie nu-mi trebuie anume un teanc de bani să stea în contul cu tare, că n-am pentru ce. Mie Dumnezeu îmi dă tot timpul 5 lei dacă am nevoie. Afară ca să-mi pun un cauciuc la mașină sau de benzină, nu consum. Și atunci comentariile astea sunt nesfârșite. Eu nu le bag în seamă niciodată, eu le tratez la zero, nici nu iau în seamă. Dar sunt urâcioase, cum s-a îmbrăcat aia. Da. Păi am întâlnit, de exemplu, până și părinte, dar curva aia de ce o împărtășiți? Nu înțeleg un lucru, zic. Ați vrut să fiți în locul ei la curvit și vă deranjează că curvit e așa, n-ați curvit dumneavoastră? Nu, dar am zis așa. Dar poate să nu zici așa. Poate să-ți vezi de treaba ta. Ce treaba ai tu cu sfințenia lui ăla sau lui ăla? Da. Sau întrebări. Părinte, duminică sunteți? Zic, dacă n-am murit, există. Da, dar am auzit că mergeți nu știu unde, ați auzit prost. Care-i treaba ta, ce program are preotul? Dacă mă vezi în biserică, înseamnă că există. Nu trebuie să afișezi agenda pe ușa bisericii. Da? Da, voi fi pe 17 în Basarabia. Cam aprobarea de la stăpân. Dar restul sunt acasă. Da, și pe 9, pe la Teodorene, am înțeles că a luat aprobare Maica Starță cu episcopul de aici, de la noi de Leș. În rest, nu, în rest n-am treabă. Eu îmi văd de treaba mea, dar oamenii n-au treabă. Deci, asta se numesc babele cărcotași. Eu am spus odată cândva de partidul babilor conservatoare. Nu te îmbrăca așa, nu pune lumânare așa, nu sta așa, nu fa așa, nu te închina așa, nu mânca așa, nu fa așa. Pe urmă am mai întâlnit iarăși o problemă care nu mi-a plăcut și m-a deranjat enorm. Trebuie să recunosc că am prins-o de la părintele Cleopa, am prins-o de la părintele Paisie, am prins-o de la Putna, de la părintele Iachin, parastasele. Noi cei vii, pentru noi ne putem ruga. Ai rupt un picior? Obligatoriu spui Tatăl nostru. Obligatoriu spui Doamne iartă-mă. Obligatoriu spui Doamne păzește-mă. Doamne fă-mă sănătos. Te doare ceva la fel. Dar mortul nu mai poate face nimic. Și am învățat pe oameni ca duminică de duminică, sau sâmbătă de sâmbătă, să aducă ceva la morți. Unii pot veni sâmbătă, unii vin duminica. Aduc cine știe ce, un sfert de vin, ceva acolo, într-o farfurioară și împart între ei la urmă. Mănăstirea nu are nimic, mănăstirea nu are nevoie. Dar erau unii, ce e cu parastasul ăsta? Ce e cu mizeria asta? Frate, tu duci la tine o gradă și fă regulă la tine. Că la alte mănăstiri nu se face. Îi treaba altor mănăstiri de ce nu fac. Îi treaba mănăstirii acestea de ce face. Omul, atâta timp cât spui nectenia morților, miluiești pe noi Dumnezeule și spui veșnica pomenire în cadrul liturghiei și ai proscomidie la dormiți, ai dreptul și de parastas. Și sunt niște babi din astea care, dacă nu le-ai dat de ocupație, poate s-ar plictisi și pentru că sunt răvnitoare, ele duminică de duminică fac o oliță de sarmale, 3 kg de orez acolo și împart la credincioși cu o leacă de pâine, cu o felie de cozonac, cu un păhărel de colivă și știți, o comunitate. Chiar am observat lucrul ăsta, că oamenii se simt mai umani între ei când își împart ceva de pomană. Parcă devin mai prieteni, parcă devin mai loiali, parcă devin un pic mai apropiați, parcă-s de mai bun simț, parcă-s ca într-o familie. Nu mai sunt așa ostili. Eu nu știu dacă dumneavoastră sesizați, societatea este sub forma ariciului gata să te înțape, toată lumea să te înghimpe, de ce te uiți la mine? De ce te bagi în fața mea? De ce ai trecut pe lângă mine? De ce m-ai atins? De ce ai parcat în locul meu? Ce ai intrat pe ușa înainte mea? Poți pe ceartă mereu. Da, da, da. Ei, ori să știți că această bucățică de pâine și de colivă și feliuța aia de cozonac și două sarmale acolo pe farfurie aia, când le mănâncă el calde după ce a ieșit de la slujbă, mai vine și un sărac, mai vine și un cerșător, nu îi păzăște nimeni. Parcă un pic îi omenește, parcă zice, părinte, m-am simțit foarte bine la mănăstirea dumneavoastră. V-ați simțit bine pentru că ați văzut Sfânta Liturghie în biserică, v-ați simțit bine pentru că v-ați împărtășit,
V-ați simțit bine pentru că sunteți un om de caracter, v-ați simțit bine pentru că sunteți niște oameni de calitate, v-ați simțit bine pentru că credeți în Dumnezeu. Eu nici nu v-am dat morfină, nici nu v-am spreiat cu ceva, nici nu v-am intoxicat cu ceva. Dumneavoastră ați vrut să vă simțiți bine. Și în concluzie, cum facem? Să ne ținem... Bun, am lămurit. Ei, în concluzie, bine că ați spus concluzie, era eu s-o scap. Bine că ați folosit termenul. În concluzie, în Biserica Slavei Tale, stând în cer, ni se pare asta. Doi. În concluzie, de când ai intrat pe poarta bisericii, trebuie să știi că ai intrat în casa lui Dumnezeu. Acolo nu faci ce vrei tu. Faci ce ți se spune. Adică, vorbești frumos, te porți frumos, intri frumos, te închini frumos, ai răbdare, te așezi frumos la locul tău, te duci la preotul de care ai nevoie, te duci până la altar dacă ai nevoie, îți iei o lumânare dacă ai nevoie, asculți slujba dacă simți nevoie și acolo ești liniștit. De aceea, spațiul liturgic al mănăstirii se spune că este spațiul duhovnicesc. Asta o spun creștinii care vin și cu autocarul sau cu microbuzul, când vin, părinte, e atâta liniște aici la dumneavoastră? E obligatoriu să fie liniște, că e un loc în care se face Sfânta Liturghie, în fiecare zi coboară Dumnezeu pe pământ. Cum poate să fie în mănăstire decât ca în rai? Unii spun, o, dar n-aș sta la mănăstire? Tu te tată, stai în oraș, în stres, nu te oprește nimeni, cine te ține la mănăstire? Doi, în concluzie, s-a terminat slujba. Dacă ai avut, te împărtășit, ți-ai luat Sfintele Taine. Dacă ai vrut să asculți cuvântul, l-ai ascultat. Dacă ai vrut să pleci acasă, ți-ai luat anafură, ți-ai luat un de lemn într-o sticluță de la sfințit, să ai toată săptămâna, ți-ai luat aghiazmă, te-ai salutat cu duhovnicul, blagosloviți, de exemplu, unii vin simplu, părinte, dați o binecuvântare, n-ai miruit și pui mâna pe cap, e un gest, un obicei. Și omul îți duce acasă toată săptămâna și e liniștit, mai ai nevoie, mai comunici pe el printr-un mesaj, nu-i mare filozofie, ne vedem și miercurea dimineața la maslu, și vinerea dimineața la maslu, și miercurea seara la maslu, că vin oamenii și au evlavie, nimeni nu-i oprește, nimeni nu-i cheamă, nimeni nu-i obligă. Duminica vii din nou la biserică, mi-a mai spus cineva și vorba asta, părinte, chiar ați făcut dependenți de dumneavoastră, nu, i-am făcut dependenți de Dumnezeu. Un om care nu se împărtășește ca un animal sălbatic, un om care nu se roagă ca un animal sălbatic, un om care nu se închină ca un animal sălbatic, un om care nu ia anafră și aghiazmă ca un om sălbatic, animal sălbatic și un om care nu știe de Dumnezeu e sălbatic. Nu i-am făcut dependenți. I-am făcut să fie oameni. Ei să simtă nevoia că atunci când îl au pe Dumnezeu cu ei, îi depășesc foarte ușor orice problemă. Și când ai ieșit pe poarta bisericii, aici e concluzia acum, și ai trecut dincolo, nu uita că intri din nou în pământul plângerii, iarăși intri în stres. Dacă tu reușești să-ți păstrezi starea sufletească care ai dobândit-o în 3 ore la biserică, la liturghie, cât ai stat la predică, la parastas, la slujbă, la așa, și să o păstrezi toată săptămâna, ești tare. Deja duminica viitoare vii numai să încarci bateria. Cum e la soare, panoul ăla trage căldură, o bagă în baterie și tu ai bec, lumină tot timpul. Dacă e nourat afară, lumina e mai slabă, s-ar putea panoul să termine. Dar cât ai lumină în panou, până se încarcă din nou, dacă nu fugi la soare, repede, du-și iar la biserică. Cam asta ar fi punctul de vedere. Să punem mai puțin accent pe slăbiciuni, că dacă stăm să găsim slăbiciuni la oameni, le găsim la toți. Toată lumea își pune o întrebare. Am auzit-o foarte des. Ce le face părintele Calistrade să duc la el? Nu le face nimic. Eu respect pe oricine. Că-i copil, că-i bătrân, că-i matur, că-i sărac, că-i bogat, că-i înalt, că-i mic, că-i prost, că-i urât, că-i cioplit, că-i necioplit. Îl respect. Și atunci omul vede că tu te porți frumos cu el. Vede că ai respect față de el. Vede că ai dragoste față de el. Și el atunci se apropie și se deschide. Atâta tot. Nimic în plus. Și asta încet, încet îi învață să se poarte cuvincios. Mulțumim foarte mult pentru discuția. Zi bună, post binecuvântat și pentru că am atins aceste subiecte de conduita din biserică, Isaac Siru ne spune așa, când stați în biserică, să știți că stăpânul e de față și se uită la voi, la gânduri, la intenții, la suflet, la inimă și la minte. Le cântărește și le binecuvintează. Nimic necurat nu intră în Împărăția Lui Dumnezeu. Cei murdar nu vede fața Lui Dumnezeu și închei cu o istorioară scurtă într-un minut să nu fur timpul următorului cu emisiunea. În mănăstirea Sfântului Atanas era un văzător cu Duhul.
Că apropo de văzătorii cu Duhul, când avem și azi cu văzduhul. Și băiatul ce a văzut într-o zi călugărul acela simplu? Cu Maica Domnului se plimba în biserică cu toiagul ca o stareță. Și celor ce cântau la strană le-a dat câte 6 bani de aur. Celor care stăteau prin strane numai câte un bănuț de aur. Celor care citeau câte 3 bănuți de aur. Celor ce stăteau degeaba și nu făceau nimic, numai câte un zlot, așa ceva mărunt, puțin. Și celor ce umblau pe afară nu le-a dat nimic, doar îi binecuvânta. Și el s-a dus la Maica Domnului și a zis așa, Maica Domnului, ce răsplată e asta la tine, fiule? Fericiți cei ce iubesc podoaba casei tale, zice psalmistul David, bunicul lui Hristos. Cei ce cântă vorbesc direct cu Dumnezeu, cei ce citesc îl întreabă pe Dumnezeu, cei ce stau atenți și se roagă, Dumnezeu îi ascultă, iar cei ce se risipesc încă nu se curățesc, dar Dumnezeu nu îi leapădă. Ales am a fi lepădat în casa tatălui meu decât a fi în locaș cu păcătoșii. Dar dacă nu sunt dreaptă, nu iau cu lume.